dacă antrenorul Horațiu Pașca a reușit să regleze în primul rând sistemul defensiv care a fost prea ușor de trecut. Este drept CSM-ul joacă astăzi cu mare ambiție. Ratarea calificării în Final Four obligă Tigroaicele să câștige cupa și campionatul. Campionatul însă nu depinde în totalitate de CSM, pentru că Rapid are în acest moment un punct avans. 60 de puncte Rapid, CSM 59, Vâlcea o partidă în plus disputată, 55 de puncte. Nu mai poate rata echipa olteană locul 3. Pentru locul 4 luptă Gloria Buzău, 46 de puncte, Măgura 45, dar o partidă mai puțin disputată, și Minaur 39, un meci mai puțin disputat. Haideți să urmărim repriza secundă cu CSM-ul în atac, primul pozițional pentru echipa pregătită de Adi Vasile, Iulia Curea și Mehmedalia Mulabdici. Aruncă Arțen de data aceasta, Măzăreanu, viitorul portar al Măgurii Cisnădie, este la post. Bun plasamentul de data aceasta al goalkeeperului Bistrițean. Să spunem că la Bistrița vor veni Dumansca, Laslo, Morena Tamires, pivotul brazilian de la Dunărea Brăila, Zelița Nicoli, sârboaica extremă de la Râmnicu Vâlcea, și Paula Poșevaț, extrema stângă de la Crim Ljubljana. Se pare că va ajunge și golkeeperul brazilian Renata Aruda de la Măgura Cisnădie. O nouă ratare incredibilă. Laura Moise. S-a ratat foarte mult astăzi la Gloria Bistrița. Mai multă siguranță în joc a avut CSM-ul, atât în atac cât și în apărare. Broch. Omoreghe. Anță. Frumoasa apariția lui Dembele. Calcă semicercul, sau a trecut prin semicerc arată cei doi arbitri. Se resimte extrema franceză. Arbitrii oprește jocul. Se pare că a călcat greșit Dembele. Care se duce la schimbare. Nu, rămâne pe teren. Până la urmă părăsește terenul Franțu Zoica. Din Diligan în locul ei. Nu uitați, la ora 18 pe TVR1, Dinamo Steaua, finala Cupei României la handbal masculin. Derbiul de România în direct pe TVR1. Ce contră a avut Trifunovi, s-a auzit în toată sala asupra lui Amorim. Minge câștigată de Trifunovici, contraatac supranumeric, Schmelzer încearcă însă un lob peste portar, din nou gruba la post. Posesie pentru Gloria Bistrița, joc dezordonat de ambele părți în aceste momente. Dar să remarcăm că Elena Grubisic face din nou un meci uriaș astăzi. La ultimul sezon pentru CSM se va retrage. Și ea și ea mori. Bazaliu. Intercalare spectaculoasă. Se duce la schimbare cu viteză maximă. Foul făcut de Trifunovici, care permite echipei sale să se reașeze în defensivă și să facă schimbările între atac și apărare. Bine a gândit Sârboaica.
mult timp accidentată în acest sezon. Carmen Martin, bine pusă în valoare de Broc, care prelungește mingea mai departe. Un extra pas perfect al olandezei și Carmen Martin și ea la ultimul sezon la CSM. Va părăsi echipa bucureșteană. Pleacă în Suedia la Sävehof. Kovacevic ca un kamikaze se duce acolo. Oprită undeva la 8 metri de poartă. Mai pleacă de la CSM, Da Silva întoarce la Castamonu. Amorim Glubisic, amândouă se retrag. Tez Vester încă este nehotărâtă, dar se pare că va părăsi echipa. Deocamdată singure transferuri anunțate, dar să urmărim această fază. Fault în atac. Singure transferuri anunțate de CSM. Să vedem această tranziție ofensivă. Omorenghi aproape de pași. Se dă până la urmă 9 metri. Vă spuneam, Nia Kate, Interul stânga de la Brest, campioană olimpică. Rusoaica Marina Sudakova de la CSKA Moscova, extrema dreaptă. Evelina Eriksson, portarul suedez de la Vipers. CSM-ul forțează, se pare, în această repriză atât cât are nevoie pentru a conserva ecartul. Diferența crește în continuare. Introduce Horațiu Pașca, doi coordonatori de joc pe teren și Pristaviță în inter dreapta, încercând să aibă un ritm mai bun de pasare. Pristavița trage din precontact, Carmen Martin reușește intercepția. Dembele singur acolo cu Măzăreanu, care se opune. Time au cerut de Horațiu Pașca. Moment de inspirație pentru goalkeeperul Gloriei. All the time when we play pivot la joc in that side, Amorim is alone in the middle because the second central defender goes all the time where the pivot is open in that side, push, but don't go also from the middle in that side. Play one by one with Amorim, but in a strong side. Uba be there and then came back because she's alone in a very big space. Okay? So play this one. Push a bit because we pass too fast. Push a bit and move. And if Amorim goes, Amorim comes up, then move behind. Don't wait there, move behind and check. Okay? Haide! Haide! E clar, Horațiu Pașca și-a dat seama că fetele sale insistă prea mult în zona lui Amorim, o apărătoare care are, este masivă, are brațe lungi, prea repede adversarul la mare distanță și pe acele combinații 2 la 2 pe care le-a gândit Horațiu Pașca, schimbă bine omul întotdeauna Amorim cu Broch. Switch-urile au venit la timp și Gloria a aglomerat prea mult zona centrală și zona în care joacă Amorim, poate cel mai puternic, cea mai puternică zonă defensivă. Eliminată Dembele, se arată pentru picior, Dembele arată că a lovit mingea cu mâna. Haideți să vedem. Cred că a fost cu mâna. Păcărit un pic arbitru. Pristaviță încearcă să elibereze repede mingea, dar din nou defensiva CSM-ului rezistă.
le face viața grea apărătoarelor centrale. Pistaviță și Trifunović acum. Din Diligan. A ezitat o fracțiune de secundă să paseze. Inferioritate numerică CSM-ul, Anță. Schmelzer s-a dus după omul cu mingea și a făcut bine data aceasta, scoțând-o în culoare exterior. Anță întrage întors, fuge în poartă Măzăreanu și încă un gol important reușit de norvegiancă. Percutantă, combinativă, dar și un tunar excepțional. Hansen, Emily Hegg Hansen. Ratează Ardean, o minge care, pe care a încercat să o strecoare în poartă în colțul scurt, a stat lipită de bară. Grubišić nu se lasă păcălită, gruba impecabilă între buturi. Portar fascinant. Cât de bine anticipează aruncările adversarelor. Din Diligan, pași. Încerca să facă o fentă acolo, încercând să scoate mingea prin spatele apărătoarei pe învăluire, dar Omoreghi a stat acolo prea statică și a obligat-o pe Din Diligan să facă pași. Schmelzer, viitorul pivot al Dunării Brăila. Vine Tamires de la Dunărea Brăila la Gloria Bistrița. Din nou gruba la post. Scoate din nou o minge dificilă. O minge care a fost și deviat un pic de blocaj. 7 metri. Omoreghi învăluie. Ardean prins pe retragere în semicerc. Din nou Anță. Înscrie fără emoții cu podeaua. Nici o șansă pentru Măzăreanu. Diferență uriașă în acest moment. Șase goluri Anță din șapte aruncări. Betonează încă o dată poarta Grubišić. Vede bine mingea și o blochează cu piciorul. O diagonală perfectă din Diligan. Boltă însă, dar pe lângă poartă. Ce soluție ofensivă rafinată găsise Carmen Martin. Zulici, coordonator de joc. Insistă Cristaviță. 9 metri. Ardean caută colțul lung. Din nou braț salvator al croatei. Încă o dată inspirată, detectează mingea care venea spre colțul lung. Davidson se duce între buturile CSM-ului. Felicitată de colegi, gruba pentru prestația sa excepțională de astăzi.
Moreghe, dublu dribbling, nu, n-a apucat să atingă mingea. A intrat și Lazar pe teren. Fostul Inter stâng al Clujului. 7 metri. A găsit zona în care trebuie să atace. Nu s-a orientat bine defensiva. A forțat acolo pe sub braful lui Anță. S-au relaxat și jucătorii de la CSM în defensivă. Înscrie Iuganu. Zece goluri diferență, 24-14. S-a apărat un pic mai bine, trebuie să le... Eurogol Arsen, a șaptea reușită. Ce bombă a explodat din mâna norvegiencei. Încă o dată irezistibilă norvegianca. Vă spuneam, dacă defensiva un pic și-a mai reglat lucrurile în repriza secundă, în atac, în continuare, iată, aruncă Kovacevic la un etat superior. Nu reușesc să fructifice din poziții foarte bune ambalistele de la Gloria. Probabil că presiunea acestui meci, care putea salva un sezon modest pentru Gloria, și-a spus cuvântul. Gloria are meci greu miercuri în campionat la Rapid. Rapid care se bate la titlu în continuare. Duel de la distanță cu CSM, un punct între cele două formații. Rapid are însă program mai greu. A jucat acasă cu Bistrița în ultima etapă la Vâlcea. Este drept și CSM-ul de pasare la Zalău în ultima etapă cu Minaur. CSM-ul va juca așadar cu Măgura Cizdărie în semifinalele Final Four-ului. Vâlcea cu Rapid în cea de-a doua. Final Four-ul Cupei României Fan Curier sâmbătă și duminica viitoare în direct pe TVR2 și TVR1. Din nou Arțen perforează poarta. Luletista norvegiană de neoprit. Am intrat în ultimul sfert de oră. Blocaj Amorim. Ceea ce le spunea Horațiu Pașca, nu încerca să atacați în zona lui Amorim. Blochează bine, este foarte înalt, are brațe lungi. Încerca să evitați acea zonă. Încerca să descărcați pe cealaltă părți, unde e o pâine de mâncat. S-a accidentat, se pare, Chintoan, schimbată cu Schmelzer. Până la urmă reușește acolo Kovacevic să strecoare mingea în poartă. Eliminată Da Silva. Ambalistă venită în iarnă de la Dunărea Brăila. Arsen vine dintre dreapta. Îi lasă partea lui stângă, lui Amorim.
Iată pe Amorim în acțiune. Amorim caută pasa din săritură, din precontact cu adversara. Din Diligan se dusese la combinație. Amorim îi spunea să se ducă, să atace poarta. O așteptase până în ultimul moment, în prepasiv CSM-ul. Amorim, o moreghe, pasă din săritură. Excelentă, deschisă, extrema! Timing perfect, anță în aune, cele două nordice. Fac o fază spectaculoasă. Mai sunt 13 minute, timpul trece dureros pentru fanii Bistrițeni. Echipa nu a reușit să înscrie decât de 15 ori în 48 de minute, extrem de puțin. Și Davidson arată că merită să rămână la CSM. A avut câteva meciuri bune în Liga Campionilor. Meci deloc obositor pentru CSM. Cred că deplasarea până la Bistrița a fost mai grea decât această partidă în care Omoreghe face și acum defensiva adversă. Teribilă pătrundere și pivotul a creat acolo dezorganizări prin mișcările înșelătoare și a creat spațiu slovenei. O slovenă care, să nu uităm, a jucat pentru Naționala Bulgariei, este născută la Atena. Dar joacă acum pentru Naționala Sloveniei. Pe centru trage Kovacevic. Davidson respinge cu ambele brațe. Frumoasă a agățat această minge. Ghintoan cu spatele la poartă. A împins mingea în ațe. Amorim, carismatica braziliană, știe cu adevărat jocul la linia de 9 metri. Pasă perfectă la pivot și acolo Ramusovic profită că nu au strâns bine apărătoarele și strecoară mingea în poartă. Kovacevic și asumă responsabilitatea aruncării. Moreghe scoate în extremă. Acolo însă nu reușește Fânarul, dacă nu mă înșel, da, să înscrie. Încă o minge bâlbâită. Nu reușesc deloc să limpezească atacul gazdele. Ok, CSM-ul a avut o defensivă remarcabilă. Să nu uităm că în apărare are acolo pe Anțăn, Amorim, Da Silva și Ramusovic, un zid înalt și impenetrabil. Au avut probleme mari gazdele să desfacă această defensivă masivă și foarte agresivă. Omoreghe faultată de Kovacevic. Omoreghe aruncă cu spatele la poartă Ramusovic. Dar doar 9 metri. Omoreghe. Aeriană, dar se opune portarul ucrainean. Salamaca, vine golul la poarta cealaltă.
Kovacevic, viitorul inter stânga a lui Sece Meremicu Vâlcea. Un semicerc, dar la acest scor nu mai contează. Kovacevic scoate în spate. Iugan încearcă să combine acolo pe spații mici. Kovacevic joacă bine 1-1 acolo cu Ramusovic, care primește și eliminarea. Acțiune personală. Ramusovic a oferit spațiu mult prea generos. Și încă o dată Sârboaica își arată calitatea în joc. Inferioritate numerică CSM-ul, cu 6 handbaliste pe atac, dar fără goalkeeper între buturi. Omoreghe. Cade spectaculos Omoreghe, încercând să forțeze obținerea unei eliminări. Din nou Omoreghe! Ce frumos și-a luat avânt acolo! A tras din săritură un pic în contratim, păcălind portarul. O handbalistă care știe să solicite bine defensiva adversă. Kovacevic, știu defensiv în jurul pivotului. 30-19 pentru CSM. Galop de sănătate pentru bucureștence. Bară, ce ratare! Au ratat cât pentru un întreg sezon bistițencele. Cristina Munteanu, o jucătoare născută 2001, trimisă pe teren de Horațiu Pașcă. Aune! Era și de eliminare aici. A apărut acolo al doilea pivot. Un pivot fals și lipsa de cooperare în defensivă s-a văzut încă o dată. Da Silva, Anțăn, care cred că a jucat toate minutele până acum. Da Silva, Da Silva! Obține golul și o eliminare de 2 minute la Kovacevic. Și a asumat șutul Da Silva. Din nou aici poarta nu ajută, o minge printre picioarele lui Salamaha. Bazaliu, diagonală, întoarsă bine. Bară gol. Reușită importantă pentru Iugan. A mai scăzut un pic marcajul. Agresiv CSM-ul. Anțăn întoarce mingea în extremă. Se dă fault în atac la această fază.
la Fânaru. Ultimele 4 minute din acest sfert de final. Bazaliu pasă la pivot, frumoasă pirueta pe partea opusă, aici era cred de 7 metri. Pasă greșită. Chintoan chiar și așa trebuia să bage mingea în poartă. Nu, n-a fost de 7 metri. M-am înșelat, arbitru a avut dreptate. Prestație bună astăzi pentru brigada German Moldovan. Omoreghe caută diagonala, Aune primește afară. Rezolvare personală a lui Cristaviță. Omoreghe eliminată 2 minute. Cristaviță, care a născut la finalul anului trecut, una dintre cele 4 mămici din tabăra Gloriei Bistrița. Ardean, Chintoan, Cristaviță și, dacă nu mă înșel, și portarul național al Azerbaidjanului, Valentina Salamaha. Este cea de-a patra mămică din lotul gazdelor. Forțează Arță. Se dă faul 9 metri. Vă reamintesc că astăzi Dinamo Steaua, finala Cupei României la handbal masculin, ora 18 pe TVR1. Un meci care nu trebuie ratat. Mai îndulcește amarul acestei partide Chintoan, printre puținele handbaliste de la Gloria care au jucat la nivel maxim astăzi. Schimbă defensiva Horatiu Pașca. Variații defensive cu care încearcă să mai oprească iureșul ofensiv al CSM-ului. Amorim. Anță. Amorim. Faultată. Prepasiv CSM-ul. 9 goluri Anțăn, ați avut o imagine. Da Silva. Aune, colțul scurt, Salamaha, însă stă bine în poartă și refuză golul. Cristaviță bară gol. Clara Preda între buturile CSM-ului, dacă nu mă înșel. Jucătoarea meciului Arsen, fără îndoială, ea și cu Grubisic. Pași. Meciul de game. 23 pentru CSM, care avansează în Final Four-ul Cupei României și va juca săptămâna viitoare cu Măgura Cizdădie în semifinale. Cea de-a doua semifinală este cea dintre Vâlcea și Rapid.
cu siguranță un Final Four care nu trebuie ratat. Săptămâna viitoare, sâmbătă și duminică, în direct pe TVR2 și pe TVR1. Nu uitați, în această seară, ora 18, Dinamo Steaua, derbiul de tradiție a handbalului românesc pentru Cupa României. Al doilea trofeu important din acest sezon. Dinamo a câștigat campionatul. Să vedem ce se va întâmpla astăzi în meciul care se dispută în sala sporturilor din Constanța. Cu speranța că ați văzut un spectacol de calitate, Dragoșu Jucaru și echipa tehnică a calului TVR Cluj, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de televiziunea publică pentru că nu veți regreta.